A ta? Bună ziua, și bine v-am găsit la Profana cu exerciții de matematică. Tema pentru acasă. Azi e 26, da? Da. Așa, deci 26. A doua. 18. Să vedem dacă tu ai pregătit ceva, te rog. Da, mi-a stăt temă. Ia-ți, te rog. Aceea cu mama, Andrei și Ana. Da. Numai că nu mi-a dat vârsta mamei și mi-a dat vârsta celor doi copii. Da, așa. Ia să vedem, ia vorbește. Când s-a născut Ana, Andrei avea 4 ani. Deci când s-a născut Ana, deci Andrei avea 4 ani. Andrei avea 4 ani. Da? Când s-a născut Andrei avea 4 ani. Acum Ana are 7 ani. Acum Ana are 7 ani. Iar suma vârstelor tuturor este 6. Când s-a născut Ana, deci așa, când s-a născut Ana, Andrei avea 4 ani. Acum Ana are 7 ani. Iar suma vârstelor tuturor este 64. Așa, suma vârstelor. Suma vârstelor tuturor este 64. Tuturor este 64. Să se afle vârsta mamei. Așa. Vârsta mamei. Ana are 7 ani și ea, când s-a născut, Andrei avea deja 4, înseamnă că, de fapt, Ana, deci Ana are? Ana are 7 ani. Andrei are 7 plus 4 egal cu 11 ani. Da. Mama. 64 minus. Mama are 64 minus. În paranteză 11 plus 7. Așa, 11 plus 7 al lui Andrei și 7 al lui Ana. Așa, da. E bine? Da. Pentru că la mama nu trebuie să trecem înapoi, să dăm înapoi și vârsta lui Andrei și vârsta lui Ana, da? Da. Deci, zici 64 minus 11 plus 7. 11 plus 7. Deci, de sub 64 minus 18 egal 46. Egal cu 46 ani. Da? Asta ar fi vârsta mamei. În momentul în care s-a născut cine? În momentul în care s-a născut... Nimeni, așa. Deci 46 de ani are acum mama, da? Deci 46 de ani are acum. Deci, practic, dar ai putea să-mi afli vârsta mamei când s-a născut Andrei? Nu. Deci, când s-a născut Andrei, aș vrea să văd vârsta mamei. Ai putea să... Și e de Jana. Adică, ce ne dă? Deci, în tot contextul ăsta, pe aia văd vârsta mamei acum. Acum. Adică acum, când Andrei are 11, când Ana are 4, nu? 7. Sau 7, așa.
Dar întrebarea este, ce vârstă avea mama când s-a născut Andrei? 64, 7. 64. 64 au toți, nu? Acum 64 au toți. Da. Am aflat vârsta mamei acum. Întrebarea este, care era vârsta mamei când s-a născut Andrei? 18-46. 18-46 sau cum? 18-46. Din 18? 46-18. 46-18, da? 46-18? Da. Oare așa, 18 sau altă? 18. Pentru că o scădem și pe Ana și pe Andrei, pentru că el are 0 ani atunci când s-a născut. Deci întrebarea este clară. Să aflăm vârsta mamei când s-a născut. Cine s-a născut prima dată? Andrei. Câți ani are Andrei acum? 11. Și ca să aflăm vârsta pe care o avea mama când s-a născut Andrei? 46-11. Sigur că da. Adică fără? Păi, Ana, e altă etapă. O să pun și întrebarea asta. Care este vârsta, care era vârsta mamei când s-a născut Ana? Putem să întrebăm și asta. Dar acum am întrebat pe Andrei. Da? Deci, vârsta mamei sa mamei când s-a născut Andrei egală cu 46 de ani care are acum minus vârsta lui pe care o are. 11, da? Și face 30 și cât? 46. A scăzut de 11. 35. Și care este vârsta mamei când s-a născut Ana? 35-7. Când este bine? 35+7. 35. Plus 11. Nu să răspundem. Gândim așa. Deci, plus 4. Ia să vedem, plus 4, corect? Deci zice așa, când s-a născut Ana, Andrei avea 4 ani. Deci la 35 al care i-avea mama atunci, mai adăugăm pe cei 4 pe care i-a parcurs odată cu Andrei. Da? Deci 35 cu 4, 39. Sau tot atât de bine, din 46 puteam să scădem pe 7. Și face tot atât. Da? 46 minus 7 egal cu tot 39. Deci vârsta mamei, când s-a născut Ana, egal cu cât? Egal cu 46 minus 4. Minus 7. 7. Ana avea 7. Ana avea 7. Păi nu așa? Din vârsta mamei de acum scădem vârsta Ana. 46 minus 7 egal cu 39. Sau mai spuneam eu... 36 minus 6. Minus 7. Mai spuneam că ar fi fost și varianta la 35 să adunăm vârsta de 4. Da. Da? Sau, altă variantă, la 35 care i-a avut mama când s-a născut Andrei, plus 4, deci tot atât de bine, face tot 39 ani. Da? Deci vezi? Fie că scădem din vârsta mamei, vârsta Anei, la momentul acesta și fac 39, fie că la vârsta mamei, când s-a născut Andrei, la până pe cei 4 al lui Andrei. Și atunci face 35 cu 4, îi dau cu 39. Dar, iată, a fost corect. Așa că mergem repede să vedem o altă problemă. Asta a fost problema care ți-am dat-o ție să o gândești. E să vedem. 30 ultima. Ultima de la Felinice. Așa. Aici 30, da? Da, ultima. Așa. Un excursionist
care parcurge un traseu montan, face o pauză de 6 minute pentru a se odihni. E destul de greu. Ai citit-o, nu? Te-am făcut-o. Ai făcut-o deja? Da. Dar aș vrea să facem o problemă pe care n-ai făcut-o. Păi... Ia uite-te. Ia zice, aflați numărul de forma 3AB. Deci aflați numărul de forma A3B. A3B? Da. Dacă... Dacă... Deci cine este asta? Aflați. Aflați numărul ăsta. Cine este el? Dacă... Să vedem ce informații vă. Dacă A48 împărțit la A este egal cu 6 și B împărțit la 1 egal cu 7. Deci, cine este numărul acesta? Știm că 48 împărțit la A fac 6. Iar B împărțit la 1? 48 împărțit la 6. La 6 știi, da? Fac și. La 6 te fac. 48 împărțit la 6. 48 împărțit la 6. Adică proba inversă. 6 ori 6 cât fac? 3 și 6. Păi nu, fac 48. Ar însemna așa 6 ori cât se fac cu 48? Da, 6 ori 5. 6 ori 8. Deci, vorba asta este 6 ori 8 egal cu 48. Și atunci, 48 împărțit la cât se le dea 6? La 8. Deci de aici rezultă că A este egal cu cât? Cât? A este egal cu 8. B împărțit la cât se facă 7? B împărțit la 1 egal cu 7. Cine să fie B? 7. Sigur că da. Deci rezultă că B egal cu 7. Și atunci, care este numărul? Care este numărul pe care îl căuta autorul? Îl căuta? Da. 837. 837. Acesta este numărul. Acum pune o întrebare. De acord. Deci AB, fiindcă A-ul este egal cu 8 și B-ul egal cu 7, numărul este 837. Hai să facem 837 împărțit la 3. Egal cu cine? Vreau să facem împărțirea asta. 837 împărțit la 3. Egal cu. Ai putea să te gândești cam ce răspuns. A? Te-ai și apucat de lucru. Da. Dar uite, ajută-mă, nu mă lăsa în drum. Deci cum se vede? Hai să spunem și mie, dictează. În timp ce tu lucrezi și vorbești. Ok. Deci 800... 800 egal 800 plus 30 plus 7. 800 plus 30 plus 7. Și cum era împărțit la cât la... La 3. La 3. Deci împărțit, tot ăsta împărțit la 3. 3. Și da mai departe cu. Deci așa trebuie să scriu. 837 împărțit la 3 este egal. Egal cu 800 plus 30 plus 7 împărțit la 3. Și acum, hai să vedem cum facem. Am zis la sute începem, da? Yeah. Pare 800 împărțit la 3. Am ajuns la 600. 600 ți-ar conveni, nu? Da. Cât ar face 600 împărțit la 3? 600 împărțit la 3 ar fi 200. Bun. Atunci hai să scrii pe 800 ca să-l descompunem în 600. 600 plus 200 și plus 30 și plus 7. 250. Da? Și tot împărțit la 3, da? Da. Așa că. Și egal cu... 600 sunt parte, prima parte asta se parte la 3 și cât face 600 împărțit la 3? Haideți să scrii și tu. 600 plus 200 plus 30 plus 7.
6 se împarte la 200. Deci la 30 fac 200, deci 200. Și ne rămâne plus, punem în paranteză, toată bucata care a rămas, dictează tu cât a rămas. În paranteză 200. Așa, 200 plus 30 plus 7. Plus 7. Împărțit la 3. Și da, mai departe cum? Gândim mai departe. E, 200 asta, hai să ne luăm și de el. Dăm cel mai apropiat de 200 care s-ar împărți la 3. 50. 50 o să împarte la 3? 150. 150. Foarte bine. Se împarte la 3 și cât îți dă? 100. Eu aș încerca cu 65. Nu? Cât ar da? A, tu vrei să vezi, să te duci înapoi. Am înțeles. Da, mi-a dat 205. Deci 65 ori 3 ar face 205, spui tu, nu? Cred că așa. El, să vedem, tu zici 6 ori de 3 ori câte 60. Cât face de 3 ori 60? 180. 180. Și îți mai rămân 20 aceea. Împărțit la 3 e o problemă, nu se poate exact. Dar 5 s-ar împărți foarte aproape la 3 de 200. Ai zis cu 65, da? Da. 65 ori 3, stai să vedem cât face. 65 ori 3. Se face în proba invers, da? Ori 65 3. 65 ori 3? Da. Se face. 5 ori 3, 15. 5 ori înrăținem. Da. 3 ori... 3 ori 6 este egal cu 13 și cu 1, 19. Deci 195 ar fi un număr care se apropie foarte bine. Dar 66 dacă ar încerca. Ia să încercăm să ne ducem mai sus. Ne-ar da cu 3 mai mult. Adică cât ar da? 198. 198. Ăsta pare a fi cel mai rapid, cel mai bun. Și 198 împărțit la... Deci pe 200 se schimbă ca 198. 195 împărțit la 66. Da? Deci 100, pe 200 cum se scrie? 195. Nu, 198 ai zis tu. Că 66. Hai să vedem, 66 ori 3. Și ai zis bine. 6 ori 3, 18. 6 ori 3, 18. Și 1, 19. Deci, e bine să rupem pe 198 ca să fie... 198 plus 2. Așa, mă. Deci la 200. 2 împărțit la 3. Ei, îl legăm pe 2 de 7, îl ducem. Ah, nu ar... Îl ducem acolo, știi? Așa. Și vine 200. Plus cât? Plus, în paranteză... 200 plus. 200 asta. A, 200. Plus. În loc de 200 asta, să zicem? 198. 198. Plus... Plus 30. Și plus? Plus 9. Așa, mă, îl ducem acolo. 2. Și este egal mai departe. 200, am împărțit, hai să nu uităm mai, și totul trebuie împărțit la 3, da? Și este egal la cum ar fi. 198 împărțit la 3. 200 să scriem ca să fie treaba bună. 200 plus 200 plus 66 plus 66, că ăsta s-a liniștit cu 3 ori împărțirea la 3. Plus 10. Plus 10, foarte tare. Plus 3. Și plus 3, excepțional. Excepțional. Egal? Cum? Ia să vezi cum se face. Ce face? A, le-a așezat o rezolvare. Dar eu zic că puteam să facem și dată. 3 cu 6 și cu 0, 9. Apoi, la 10. Cât era? Mi-am dat 121. 100? Nu cred. 200. 200. Ai 200 deja. Păi, a, plus? E plus peste tot, i-a glumat. Păi, gândite acolo scăderii, nu? Eu obișnuit cu mine. A, păi, suntem atenți, cooperați, facem, greșim la lucrurile... 279. 279. Foarte tare chestia asta. Deci, noi ce am făcut aici? Nu ne-am, 800 nu ne-am întocat.
Atunci zici 600, că a fost foarte bine cu 600. Cine dă 200? 200 acela ne-a zis noi, măi, cel mai apropiat de 200? Era. Și tu ai zis, încerc eu prin, ai zis cu 50, 150, nu. Aș încerca un 65, te-ai dus odată. Că 65 ori 3 se ducea foarte mult, 195 se apropia. Și când te-am zis eu, altul mai bun, tu ai zis, plus da, plus 3, pentru că ai știmțit tu bine că împărțind la 3, e clar că încă da. Plus 3, 198 și s-a dus de tarpe de la 66. Și era 201, nu mergea 67. Și este formidabil că atunci, da, a, că dacă ai făcut 67, depășit. Era 201. 201, uite, uite, faci niște lucruri foarte corecte. Deci precizezi foarte bine și treaba asta. Vedea... Și atunci, atunci tu ai mers, am rupt pe 200 ca 198, care ne face o treabă bună la împărțire. Și 2, nu aveam cum să ne împărțim la 3 și l-am dus la 7. L-am dus la 7 și s-a lipit cât trebuie. 7 singur nu făcea treabă. 7 nu se descurca. Dacă i-am venit 2 ăsta, o venit, s-a lipit cât s-a putut de bine. Este extraordinar cum s-a întâmplat. Parcă e o minune, nu? Tot acest spectacol care s-a întâmplat. Acum, toată această poveste e un antrenament foarte bun la ce înseamnă și mulțirea. Deci în toată povestea asta, faptul că tu ai simțit aici, aș încerca un 50, 150 și te duci la 65, pe mine m-a încântat foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult ideea ta. Și atunci nu s-a apropiat destul și am zis, am încă spațiu, până la 198 ai mai adăugat un 3. Da? Ei, și atunci ne-ai dus foarte bine la 66 și a fost serviciu foarte bun. Fiindcă sunt încântat de așa ceva, aș mai vrea să mai facem 780, 780 și... Ca să putem să împărțim, și 3. Să-l împărțim la 9. Nu împărțim la 3, împărțim la 9. Nu se poate. Dar nu începem pe aici. Dar am zis că de începem la 100. Deci am văzut că nu. Deci la 100 începem pe teama. 700. Deci egal cu 700. Plus 80. Așa. Plus 3. Plus 3. Tot împărțit la 9. Și tot împărțit la 9. Și dăm mai departe. Ia să vedem aici. De 700 plus 80 plus 3. Câți ar fi trebuit ție? Mai trebuie să mai scad repetica. Trebuie să mai scad? La 640. La 640? Că există un nou... La 630. 630? Cum ai gândit aici? Hai că sunt curios. La 74. 70. Deci el acum aș face un calcul, atenție cum gândește. 7 ori 9 fac 63 și se zice 630, 70. 70. Da? 7 ori 9, 63. Și acum la 70 mai pune el că încă are spațiu până la 700 și se duce, ai zis la 74 te-ai dus, nu? Hai să facem 74. Da, va da 630. Pentru că 7 ori 9 va da 63 și adăugăm 0. 630, da? Da. La 70. Dar tu ai zis 74. Hai să vedem 74 mai, de la 630 până la 700. Mai aveam spațiu. Uh-huh. Nu? Atunci, hai să zicem 74 ori 9, măi, încerca tu. Cât face? 74 ori 9. 9 ori 4. 36, 6. Da. 3. Da. 9 ori 7 este egal cu 63. Și cu 3. 63 și cu 3, 66. Deci ăsta e numărul acela ciudat, care nu prea...
6, 6, 6, 6, 66. 75? Dacă îți scoți 75, cu cât mai crește peste? Cu 9. Cu 9, sigur că, dar și încă ai spațiu. Mm. 79. Dacă îi pune 80? Ne. 8 ori 9? 72. 72. 720 depășește. De 79. De să scap la 78 pe acolo. Pe acolo, pe la 78 te duce tu, nu? Da, pe la 78 mă duce. Ia să vedem, 78. Hai să vedem, 78 ori, ori cât? Ori 9. Și aia să vezi către 78 ori 9. Va, dar sigur, de 76. Hai, 8 ori 9 este egal cu 74. 8 ori 9. 8 ori 9. 72. 72, 2. 2 și 7. Da. 9 ori 7 este egal cu 63 și cu 7, 702. Ah. 77, gata! 77. Auzi? Hai să-i luăm din 3, să-i luăm în 2, să-i lipim aici. Dar 5 împărțirea numai? Stai. Deci dacă lui 3, am luat din 5, 3. La 5 împărți, nu împărți la 5, cât face? Dar din ce 9? Din ce 9? Că dacă nu, pentru că dacă adăugăm 2 la 3, va face 5. Nu, păi noi luăm din 3 ăsta, luăm un 2 și îl lipim aici. Uite, îl lipim aici. Și rămâne un 1 aici. Și ce facem cu 1 ăla? Unde îl ducem mai? Da? O îl împărțim la 2. Da, deci 702 ne face treaba bună? Perfect. Da. Da. Și 80 și 1? 81. Și 81 ați împarte? Da, nu. Deci foarte tare. Deci vezi cum faci tot șmecherii. Am depășit. Eram triști aici. De profesor nu ai spus. Da? Deci eram triști. De ce eram triști? Pentru că spuneam, am depășit. De-abia să mă duc la 77. Dar, iată că, pentru o șmecherie de asta, ne-am făcut rost repede că am avut de unde lua. Și ne-am descurcat foarte tare. Aici a rămas unul. Deci hai să zicem că este egal cu 7. Rămas unul. Pentru că ne-am jucat la 80. Sigur că da. Hai să zicem 702 plus 81 deodată. Plus 81 totul e împărțit la 9. A 9. Da? Deci am făcut lipitura cum trebuie. Acum 73 împărțit la 9 78. Deci 702 împărțit la 9 face 78. Da, 78 plus 78 plus 9. Plus 9 și egal cu rezultatul. Egal cu 87. 87. Uite, ce tare este. Problemă. Da? Acum, eu am să-ți arăt munca aici. Este artificii, sunt artificii frumoase. E art aici. Da? Ți-a plăcut tare de tot cum ne. Deci vezi, suntem în momentele acestea în care învățăm o chestie. Acum am să-ți arăt eu numărul ăsta, am să-ți arăt o șmecherie pe care învățătorul o arată copiilor, dar nu le explică de ce. Uite, ce număr am avut? Noi 700, cum a fost? 783. Când eram eu ca tine așa, cred că într-a treia sau a patra. A doua. Și mama a treia. A treia, nu? A treia. Cred. Învățătoarea a venit și a spus așa. 783 ăsta, da, împărțit la 9, este egal cu... Rezultatul acela îl știm acum. Cât ne-a dat nouă? Cam un ce noi acum? Ne-a dat 84. 87. Și spune așa, uite cum spunea învățătoarea, dar n-am priceput deloc. Așa o să te ajută la școală. Da. Uite, spune așa. 9 în 7 nu se poate, că e prea mic. Și mai luăm, puneam așa un semn deasupra, și mai luăm încă
o cifră lângă următoarea cifră. Și acum 9,78. 9,78. Adică 9 ori cât? 9 ori cât să facă 78? Sau aproape de 78? Sau aproape, da. Sau aproape. 9 ori cât? 9 ori cât să fac aproape 70 și știi tu la tabla mulțirii, știi 9 ori cât fac 70? 9 ori? 9 ori 9 fac 81. 9 ori 8. Deci 9 în 78. Și adică te întreabă, știi tu tabla mulțirii bine? Întreabă-te acum tu în culise. 9 ori cât fac aproape 78? 9 ori cât? 9 ori 8. Și te-ai 8-ul. 8 ori 9 fac 72 și îți cheamă ai 72 de desubt. Sub el. Sub el. Sub cele două care am pus linuți, că mi-am luat pe amândouă. De ce? Păi, 8 ori 9 fac 72. Ca să vă zice. Da? Și acum, trag linii și scad. 8 minus 2. E de 6. 8? Da? 2 din 8? 6. Bun. 7 din 7 din nimic. Așa. Și coborâm următoarea cifră. Lângă 6 punem pe 3. 63. 9 ori cât fac 63? 9 ori 7. 7 ori 9, 63. 7 ori 9, 63. Și gata, alea toate, tot calcul. Nu înțeles nimic, că uite așa învăță și eu, mă. Păi vezi, asta... Dar de ce au pus limițile alea acolo? Adică nu mai rămas nimic la scădere. Nu, la prima. Aici? Prima la șapte. Deci am pus aici, zicem așa, o cifră am aici, o cifră iau și aici. Dar 9 în 7 nu merge, că 7 e prea mic. Și atunci mai iau încă o cifră și numărul care se poate... Și merge 87. Nu 8 de 7, 7 și 8, numele să citezi la stânga, la dreapta. Păi luați un exemplu să intri, prima da, da, 8 de 7, să vedem ce era ce are. Dar acum vreau să-i zic, el a spus un lucru, că n-a înțeles nimic. Și știi de ce? Pentru că așa se întâmplă de fiecare dată când se încearcă direct cu algoritmul. Da. Dacă aș mai fi avut un pic de răbdare, când am zis acolo 700, da. Hai să ne facem mai ieșitul nostru, ca să înțelegi tu și mai bine. 700 plus 80, scrim din nou, plus 3, totul de împărțit la 9. La 9. Și că 9,700 nu prea se poate. 9 ori cât fac? 70 și ceva. Noroc, fac 72. Dacă aș fi avut aici 720, aș fi fost fericit. Și iau din 80, 20 și lipesc lui 700. Și cât face dacă 20 lipesc lui 700? Cât fac aici? 720. Deci egal mai departe cu 720 plus 60 plus 3. 63. Da? Totul de împărțit la 9. Și dau mai departe. Deci, acum suntem într-o construcție perfectă. 9 ori cât fac 72? Adică aici este. 9 ori cât fac 72? 9 ori 8. Deci ăsta face 80, cu 10, 80, și plus 63 împărțit la 9? 63 împărțit la 9? Adică? 9 cât face 63? 9? 7, 9. 7 plus 7.